Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom juca din nou Minecraft. De data aceasta nu avem vreo serie făcută, dar vom deschide acum o serie. După cum puteți vedea, ne aflăm în meniu Minecraft. Așa că eu zic, înainte să începem, nu uitați să apăsați pe butonul de like, share, subscribe și toate cele. Și scrieți câte un comentariu, pentru că asta ajută algoritmul, să zicem, și mă ajută și pe mine, că cât mai multă lume poate să vadă episoadele mele și asta mă motivează să postez în continuare, așa că dacă vreți să mai postez, zic să scrieți un comentariu și să apăsați pe butonul de like și să treceți pe linkurile din descriere, acolo sunt site-urile mele de socializare, așa că dacă aveți vreo întrebare sau vreți să vorbiți cu mine, intrați acolo pe linkurile din descriere și da, ok, deci hai să creăm o lume nouă. Deci începem cu single player, pentru că, na, Java Edition chiar acum am descărcat, așa că, de fapt, nu chiar acum, am de ceva vreme, dar acum mi-a venit momentul să mă joc, să zicem, pentru că am făcut până acum cu Hero Bump și am zis că deocamdată să lăsăm deoparte Hero Bump-ul, dar dacă mai vreți să facem episoade, nu știu, scrieți în comentarii că, da, mai vrem episoade Hero Bump. Și nu e nicio problemă, mai facem. Ok, numele lumii, punem și noi YouTube, ca să știm și noi, poate pe viitor o să schimbăm, dar deocamdată nu. Ok, deci permite comenzi, bă, hai să permitem comenzi. Aici, ce sunt? Cumpăr bonus, generează structuri, da, ok. Și restul nu ne mai prea interesează. Ok, deci hai să creăm o lume nouă. Cât se încarcă harta? Apăsați voi pe butonul de like și da, hai să vedem, să sperăm că ne dă lângă un sat, că așa ne va fi mult mai ușor să jucăm, vom găsi resurse mult mai bune și bă, m-a spawnat oriunde, numai nu în sat. Ok, și totodată ăsta este caracterul meu oficial, ăsta e skin-ul meu oficial din Minecraft. L-am făcut, este personalizat și e făcut după ideea mea, chiar de un om, am plătit pentru skin-ul ăsta, de altfel. Așa că vă rog, admirați-l un pic, scrieți părerea voastră în comentarii despre skin-ul ăsta. Vă place, nu vă place? Mie, sincer, îmi place, dar totuși a observat ceva erori la el, dar nu știu neapărat dacă sunt erori sau creatorul skin-ului care mi-a creat skin-ul a vrut să fie așa. Dar, na, mie îmi place, așa că, de ce nu? Ok, deci, hai să trecem la treapă. Deci, ne-a spawnat aici, într-un biome din ăsta înghețat, așa că, uite și un urs polar acolo. Doi urși polare, ok, e bine. Aș zice că e ca nașpa că ne-a spawnat aici, tot ce avem de făcut este, nu știu... Bă, o să-s pumpkin? Cred că aici e un sat, pentru că așa știam eu. Că dacă găsești pumpkin, vei găsi și un sat. Dovleci mai pe românește. Hai să vedem dacă este vreun sat ceva aici. Să sperăm că da. Bă, e cam pustiu. Da, hai să mergem pe partea aceasta. Și vreau să construiesc o barcă pentru un moment, pentru că nu prea-mi place locul unde ne-a spawnat, așa că voi încerca să, nu știu, să merg pe apă și poate găsesc un baie mai interesant. Dar, nu știu, oricum, poate vom avea pe viitor și, ceva de construit și aici. Ok, noi suntem deja pro player, am spart primul copac de pe această serie, suntem deja efectiv pro player la jocul ăsta. Eu mă joc, sincer, Minecraft, bă, de mic. Pe la vreo 7 ani și acum am 17 ani, gen ca idee și băi, încă îmi place. Totuși a observat că și-a cam pierdut din farmec Minecraft, nu prea se mai uită lumea la Minecraft, dar mie îmi place jocul ăsta, așa că de ce nu? Ok, hai să vedem, ok, ne punem așa, hai să facem niște loguri din astea. Da, pe calculator nu m-am prea jucat, sincer, dar știu să joc și pe calculator așa cât de cât. Hai să facem un crafting table, ok. Hai să punem aici și să facem o barcă.
Doar că acum nu știu cum se făcea barca. Nu știu dacă aveam nevoie de o lopată. Dacă scrim barcă în română, merge? Dar nu așa. Barcă? Nu merge? Nu merge? Bă, nu mi-aduc aminte cum se craftează o barcă. Ceva, o lopată aici, o lopată aici. Și așa? Bă, nu așa se crafta o barcă? Bă, nu e... Oh my god. No, ok, revin când craftez și eu o barcă. Ah, ok, deci asta cu lopata era în versiunile mai vechi de Minecraft, din câte țin minte. Eu de aia nu mergea, dar trebuie doar să punem niște blocuri așa și efectiv craftăm o barcă. Ok, m-am și speriat, zic, bă, nu știu eu să joc Minecraft sau cum vine. Dar, da, oricum, acum jucăm pe ultima versiune de Minecraft, pe Snapchat-ul 1.20.1, așa că sunt o grămadă lucruri noi aici. Bă, eu zic, mi-am făcut o barcă, dar stai un pic, eu pot să merg cu barca asta, de fapt. Hop, așa, acum trebuie să mergem cu o viteză uimitoare pe aici. Hop, 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 hop. Băi, merge cam rapid barca asta. Da, am cam pierdut controlul la barca, ajutor, vă rog, ajutați-mă. Ok, oprește-te, oprește-te. Așa, dă-mi înainte, hop. Bă, dar ce se aude așa? De la barcă se aude așa? Da, ok, proastă idee, nu prea îmi place cu barca pe gheață. Merge prea rapid și nu o pot controla, efectiv. Bă, o să avem nevoie și de mâncare deja, pentru că ne-am primblat un pic pe aici și am rămas deja fără hunger. Asta e nașpa. Oricum, ar fi de dorit să găsim cât mai repede un biome favorabil, pentru că, sincer, nu-mi place deloc și nu știu dacă harta asta este biome doar de gheață sau ceva, pentru că dacă e așa, bă, cam nașpa. Da, ok, mă mai primblu pe aici să văd dacă găsesc un loc, nu știu, un loc mai bun sau un loc care să-mi placă cât de cât, ca să începem și noi să ne facem culcușul și să facem un loc al nostru. Ok, deci mă revin imediat. Ok, a rămas deja fără hunger, dar am găsit aici niște găini de aici, așa că hai să luăm și noi să facem rost de carne. Îmi pare rău să omor găinile astea, dar n-avem ce face, suntem pe o hartă survival, așa că trebuie să supraviețuim. Totuși nu înțeleg de ce nu mi-am făcut o sabie încă. Poate ne explica cineva de ce nu am făcut eu o sabie încă? Dar înainte să facem sabie, hai să plecăm un pic la minat, pentru că avem nevoie de iteme. Pentru că ne trecem din repede la era de piatră, să zicem așa. Hai, poate găsim și piatra aici. Op, am găsit piatra, ok, deja suntem șmecheri. Ok, e epoca de piatră, eu am zis era de piatră, dar e epoca de piatră, scuzați-mă. Ok, hai să luăm repede aici, nu știu de câte am nevoie exact, dar am nevoie să-mi fac toate armele de piatră și un furnal să fac. Totodată, cred că o să bag niște lemn ca să-mi fac carnea asta, pentru că deja... Bă, nu prea am hunger și trebuie să ne facem urgent carnea asta. Luăm și pietrele astea două și hai să vedem dacă reușim să craftăm ce ne-am propus să craftăm. Ok, am intrat pe aici. Punem așa, op. Bine. Hai să ne craftăm repede. Ne trebuie sticuri. Hai să transformăm toate astea în lemne. Ok. Acum sticuri aici. Bă, nu știu de câte am nevoie mai exact, dar o să facem așa. Oricum avem lemnul lângă noi, așa că nu e o problemă dacă rămânem fără. Craftăm o sabie, o punem aici. Un topor, așa. Pickaxe-ul ăsta o să-l arunc acum și imediat o să-l arunc. Ok, deci sabie, topor,
pickaxe și cam asta. Nu vreau să-mi fac lopată și chestii de genul, pentru că nu sunt genul care să folosească lopeți, dar acum avem sabie, sabie de piatră. Ok, hai că începem să evoluăm, dar era o găină pe aici, dar acum nu o mai văd, nu știu unde e. Bă, o aud, dar nu știu unde e. Ok, lăsăm găina, hai să facem repede un furnal. Gen, ca murim dacă nu facem un furnal acum. Ok, așa. Punem astea și lemnul ăsta. Ok, hai să mai luăm până atunci niște lemn, până se coace carnea asta, să mai luăm niște lemn. Așa. Bam, bam, bam. Acum m-am primblat un pic pe aici, dar pare să fie totul de gheață. Nu știu, nu știu dacă e doar asta sau dacă sunt și alte biomuri, pentru că nu știu dacă știți sau cei care se joacă de mai mult timp, cam știu că există și hărți specificate doar cu o singură mapă. Bă, se aude la mine în căști, parcă... Bă, se aude ceva la mine în căști, parcă ceva mare, dar nu cred că e... Să-mi dau căștile mai încet, cred că la mine se aude așa. Ok, luăm și furnalul ăsta. Din păcate nu avem un pat. Așa că va trebui să supraviețuim cumva noaptea asta. Hai să omorâm repede găina asta, pentru că mai avem nevoie de carne. Ok, mersi. Găinușă mică. Ciupercile astea nu știu dacă le poți mânca așa. No, trebuie să faci rețet, să faci. Aleu. N-avem nici mâncare, ne-a prins și noaptea. Dar măcar avem unul experiență, așa că suntem șmecheri, pot să zic. Bă, nașpa. Vom încerca să supraviețuim noaptea asta. Așa că încercăm să, nu știu, să revin dimineață. Poate dimineață găsesc ceva deja sau au început să se spawneze mob și... Bă, sincer, nu e prea bine. Nu știu, ne vom băga sub copac cu ăsta în pământ sau... Nu știu cum altfel să fac ca să supraviețuim. A! Opa! Opa! Bă, în prima fază am crezut că m-am înșelat, dar aparent chiar am văzut un sat, o structură, ceva. Așa că plecăm repede acolo. Bă, ce noroc! Mamă, ce noroc! La asta nu mă așteptam. Plus că când înainte să mă întorc în partea asta, să încep să fug în partea asta, am văzut bucata asta de pământ și am crezut că e o structură. Dar după m-am uitat un pic mai sus și aparent chiar e o structură, ceva aici. Iglu, sau ce e asta? Hai să mergem repede. Bă, hai să intrăm repede. Bam, bam. Mamă. Sunt monștri și nu putem să dormim acum. Asta e cam nașpa, dar scoatem sabia. Dați un pic să vedem. Așa, bam, va trebui să scăpăm de ei. Dar nu știu, dacă ies acum afară, mi-e tare frică, dar... Nu te poți odihni acum, sunt moștri în apropiere, ok. Deci, avem spawn-ul aici, cred. Așa că nu știu, hai să craftăm un chest, ceva. Să craftăm un chest și să ne punem lucrurile. Chest. Ok, avem aici un chest, bam. Punem repede, spargem ăsta, punem. Și punem toate lucrurile. Că chiar dacă mor, știți cum... Tot de aici le iau. De fapt și asta. Astea două tot pot să le pun aici. Pentru că nu avem nevoie, așa că hai la vânătoare, zic eu. Pentru că trebuie să dormim. Și monștrii ăștia cam se bag în calea fericirii noastre. Mamă, hai că am murit. Dar suntem aici, după cum am zis. Suntem aici. Așa că... Bă, unde mi-e sabia? Bă, de ce mor așa greu ăștia? Ok.
Bă, care mă turnă? A, ăștia se bat, n-avem ce treabă noi. Bă, ar fi de dorit să nu mă mai bag între ăștia, na. Pentru un moment n-am mai zis nimic pentru că... Bă, încă nu pot să dorm. Asta e nașpa. Hai, poate vine cineva aici, pentru că nu mai am nici viață. Și încă sunt mortre aici, da? Și că continue să se spawneze ăștia. Ok, mor. A, bă, muriți odată, că se spawnează monștri în continuu și nu prea reușesc să... să mă bag la somn. Hai să încercăm acum, dacă, să vedem dacă merge sau nu, încă nu. Mamă. Ok, încercăm acum, repede, repede. Bă, dar lăsați-mă odată! Bă, nu poate omul să se culce, că sunt monștri pe aici și... Mamă. Bă, m-am... culcat și eu, am reușit într-un final să mă culc și eu și ghiciți ce am găsit în această, acest iglu, să zicem. De fapt e un iglu, ce să zicem, e chiar un iglu, dar uitați ce am găsit aici. Am dat carpetul din greșeală, fără să-mi dau seama, am dat carpetul la o parte. Eu știam ceva că poate să se spawneze igluri cu cameri secrete, dar... N-am găsit în viața mea Minecraft cămere secrete, nici n-am stat să le caut, dar, bă, ca idee, hai să vedem ce e jos, sunt nerăbdător, n-am, în viața mea n-am intrat în igluri din astea. Bă, avem aici niște lucruri, avem un măr, bine, și cărbune, bă, acum o să avem cu ce să ne înceantăm, nu să ne înceantăm, să prăjim carnea și ce o să mai avem de făcut. Un topor de piatră, bă, nu ne trebuie, dar luăm astea de aur. Ingoturile astea de aur, nu simt, am uitat cum se numească. Ok, nu contează. Hai să vedem ce avem aici, poțiune de slăbiciune de aur. Bă, asta, na, nu prea le-am eu cu poțiunile, dar cred că o să ne ajute. Dar, ce sunt ăștia? Adică, zvirege, dar care treabă cu ăștia de? Bă, stau așa și analizez, dar nu-mi dau seama care-i treaba cu ăștia. Scrie pe, e vreo carte pe undeva sau... Observ că ăsta-i zombie. Și poate asta trebuie să-mi transform pe ăsta în... villager? Bă, nu știu care-i treaba, dar dacă știți voi, scrieți în comentarii care-i treaba cu ăștia doi. Pentru că, sincer, nu prea îmi dau seama și nici n-am văzut pe altcineva să facă ceva cu villagerii ăștia. Sau, ia stai un pic, dacă arunc... Stai un pic, dacă arunc poțiunea asta. Și cu mărul ăsta, cred că asta e șmecheria. Că știu că se aruncă o poțiune pe zombie ăștia. Ok? Am aruncat poțiunea, ok, a primit poțiunea. Și acum trebuie să-i dăm mărul sau? Bă, care e treaba? Că nu-mi dau seama. Slăbiciune pentru mine sau pentru cine e slăbiciune? Bă, habar n-am, dar dacă aveți vreo idee, scrieți în comentarii, oricum de... Să știm de locul ăsta, să zicem. Așa că, nu știu, care sunt coordonatele, ca, în caz de ceva să mai venim, să mă uit pe episod și să revenim aici. Bă, nu-mi dau seama acum, dar nu știu mai exact unde să mă uit, dar vom vedea în episodul următor dacă... Putem face ceva cu camera asta. Oricum avem un măr încentat, așa că eu zic că am ieșit pe profit din expediția asta. Dar, din păcate, vom sta aici. Aici vom închide episodul, pentru că e destul de lung și nu știu dacă încă apreciați episoadele lungi sau nu. Dar, ca idee, na, ăsta a fost episodul. Până data viitoare am fost Daniel. Pa, pa!